În primul rând, să dăm slavă lui Dumnezeu de vreme de afară, de ziua de astăzi și de sărbătoarea Duminicii, când ne aflăm prezenți la Sfânta Liturghie. Ce ar trebui să ținem minte cel din tâi lucru? Că a urmat la Sfântul Evanghelist Luca o serie de evanghelii în care s-a pus accentul pe problema bogăției. Privită în ansamblu, vom vedea un bogat stăpiniat, un bogat își mărește hambarele, un bogat se întoarce întristat la casa sa. Dar Scriptura spune așa, deschide voi în pilde gura mea. Și dacă ne uităm atenți, pentru că Dumnezeu vine din cer, iar noi plecăm de pe pământ la cer, sensul Evangheliei are ambele direcții. Privit din cer de la Dumnezeu, Lucaș a început mărturisirile despre bogați cu cel care avea porfiră, purpură și s-a dus în flăcările iadului. De ce? Pentru că Dumnezeu știa ce este în iad. Coborând apoi printre oameni pe pământ, a văzut pe celălalt bogat și și-a mărit hambarele. Și nu în cele din urmă, în activitatea mesianică, a avut ocazia să vadă și un alt fel de bogat care știa și din porunci, știa și din învățături. Dar luat de pe pământ la cer, vom vedea că toate aceste evanghelii au un punct comun care duc în același lucru. Dacă inima este numai la comoară, rămâi pe pământ. Dacă inima este și la Dumnezeu, poți și ai șansa să ajungi în cer. Și să o luăm în ordine. La evanghelistul Marcu și Matei, o să vedem la un moment dat că dregătorul bogat era un tânăr bogat. Și de ce folosim termenul de tânăr bogat? Era chiar un cunoscător și un știutor al legii, al Scripturii și în același timp era și un bun păzitor al poruncilor. Ce îi spune Mântuitorul Iisus Hristos? Să nu furi, să nu ucizi, să-ți cinstești părinții, să nu mărturisești strâmb. Și el răspunde foarte concret. Toate le-am păzit din tinerețe. De unde se deduce că ce? Ortodoxia noastră pe care o trăim este o religie conformistă, cu legi fixe, cu lucruri fixe, cu canoane fixe și cu obligațiuni fixe. Dacă postești miercuri și vineri, ești ortodox. Dacă postești în post, ești ortodox. Dacă te rogi seara și dimineața, ești ortodox. Dar dacă te închini și citești la psaltire, ești ortodox. Dar dacă mergi duminica la biserică, ești ortodox. Deci toate le-am păzit din tinerețe. Și trecem de la formă la fond. Cu ce scop le faci toate acestea? Bunule învățător, doresc să moștenesc viața cea veșnică. În cuvântul acesta se cuprinde toată Scriptura și toți prorocii. Viața cea veșnică. Când vorbești de viața cea veșnică, trebuie să te gândești întâi la ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Dar nu se specifică în acele locașuri cine și când și cum trebuie să ajungă. Și de unde știm lucrul ăsta? Mântuitorul ne-a semnificat și ne-a spus printr-o însemnătate a unei pilde din Evanghelie. Voi nu știți de unde veniți și nici unde vă duceți. Nu știți ce cereți și nu știți ce vreți. De ce? Pentru că în cererile noastre particulare, necazul este văzut ca o catastrofă, în cererile noastre particulare, bucuria este văzută ca o răsplată a lui Dumnezeu, dar dacă citești pe la profeții Vechiului Testament, ai să vezi că tocmai pe omul părăsit de Dumnezeu, pe omul părăsit de Dumnezeu îi merg toate bine ca să-și ia plata din lumea aceasta. Ca să-și ia plata din lumea aceasta. Și de unde știu lucrul ăsta? Știu de la bogatul care purta purpură și vison. De unde știu eu lucrul acesta? Știu de la bogatul care avea hambare. Și de unde știu lucrul ăsta? Știu din ceea ce a spus Mântuitorul. Bogăția, dacă curge, să nu lipești inima,
căci trebuie bogăția să o chivernisești cu atâta înțelepciune, încât furul să n-o fure și molea să n-o mănânce. Și dacă e să ne uităm la lucrul acesta din Evanghelie, câți din noi sunt vrednici de bogăția pe care o au? Câți n-au făcut tranzacții proaste și au pierdut mii de euro? Câți n-au făcut afaceri proaste și au pierdut mii de euro? Câți n-au făcut afaceri părute profitabile, mintea lor contabilicește și în realitate au fost catastrofe, credite la bănci, case vândute, gospodării distruse, familii distruse. De ce? Pentru că din bogăția pe care au primit-o n-au știut să înțeleagă rostul ei. De aceea a rânduit Dumnezeu ca nu toți să fie bogați și nu toți să fie săraci. De aceea a rânduit Dumnezeu ca unii să fie bogați și unii să fie săraci. De aceea a dat Dumnezeu bogatului mai mult decât îi trebuie, ca să-l poată arunca în ispită, dar nu la modul de a-l pedepsi, ci de a-l încerca. Ce face un om când are bani mulți? Înnebunește. De unde știm lucrul ăsta? Să distrează, să destrăbălează, uită de el, uită de măsura timpului, a lucrurilor, a tot ce în jurul lui. Pentru că el e plin de bani, e cineva. Dar în momentul când dă de un necaz și de o urgie și de o nenorocire, ce face? Își revine în sine cu picioarele pe pământ. Și de unde știm lucrul ăsta? Tată, sunt băiat de bani, gata, îmi dai partea de avere ce mi se cuvine și am plecat de la casa ta. Și i-a dat tatăl partea de avere, s-a dus într-o țară îndepărtată, că o fi Portugalia, că o fi Spania, că o fi Italia, că o fi Franța. S-a întors cu mâna goală, golănind, s-a distrat, a băut, a mâncat și a trăit tinerețea și a riscat sănătatea și așa mai departe și s-a trezit la un moment dat gol și flămând. Flămând că mânca roșcove, spune Evanghelia, și o să vedeți prin postul mare la fiul risipitor, și s-a trezit sărac și gol pentru că el singur a zis, hargații tatălui meu mănâncă pâine, eu pierd de foame. Deci iată câtă înțelepciune i-a dat lui încercarea. Dar mă voi scula și mă voi duce și voi spune că am greșit. Ar fi un lucru fericit, dar are ori se întâmplă. Și acum să-l luăm pe dregătorul de astăzi. La Luca, el nu mai spune că e un tânăr bogat. Pentru că tânărul respectiv era un cunoscător al legii. Aici vine și spune că e vorba de un dregător oarecare. Așa s-a citit în Evanghelie astăzi. Un om oarecare dregător sau un dregător oarecare, un om oarecare. De ce nu i-a dat titlu? Nu i-a dat titlu pentru că noi toți, de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, fiecare în rândul nostru la Dumnezeu, suntem dregători. Dregători pământești. Și de ce lucrul acesta? Nu scrie pe, bine, mai nou acum, nu scrie pe cruce niciodată, aici odihnește directorul Filip sau profesorul Traian. Ci pe cruce scrie așa, aici odihnește robul lui Dumnezeu. Deci dacă ești robul lui Dumnezeu, nu în sensul sclaviei, ci în sensul de supunere, deci tu ești ascultătorul lui Dumnezeu, tu ești sluga credincioasă a lui Dumnezeu, ești supusul lui Dumnezeu, subalternul lui. Și de aceea nu i-a dat nume, pentru că noi fiecare avem un nume. Și ce dregătorie avem pe pământ? Unui avocat, unui doctor, unui brutar, unui cizmar, unui croitor, unui... ce face el acolo? În chimie, unul în industrie, unul în mecanică, unul în electronică și așa mai departe. Dar ei sunt dregători. Merg la bunul mers al societății, la întregul universal. În schimb, în momentul în care fiecare om se naște, are un talent aparte. Și acel talent aparte este legat de conștiință. Mare animal, conștiința asta. Și greu de stăpânit. Când o cați atât de sălbatică, nu dai de ea. Nimeni nu o poate prinde și stăpâni. Unde vrei să dai de ea, nu o găsești. De ce a fugit conștiința de la om? Pentru că se hrănește cu un singur fruct care crește în inima omului, credința. Deci nu căuta conștiință în omul ticălos. Nu căuta conștiință în dihania necredincioasă. Dacă ursul simte om în pădure sau mistrețul, fuge. Tălharul și criminalul te omoară sau te jefuiește.
Pentru că el n-are conștiință. Și de ce a murit conștiința? Pentru că nu i-a dat credință. Conștiința mănâncă din credința noastră. Păi asta nu-i bine. Asta nu-i așa. Asta nu-i așa. Asta nu-i așa. Certa voi cu toiag fără de legile tale, spune Psaltirea. Ce înseamnă toiagul tău și varga ta m-au certat și m-au îndreptat? Conștiința lui Dumnezeu care îți bate în cap și strigă. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu fă, nu fă, nu fă, nu fă. Și la un moment dat vine intrigatorul conștiinței, ateul din tine, necredinciosul din tine, spune Psalmul. Zis acel nebun în inima lui când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Și spune, și ce dacă eu dau socoteală, eu răspund, pe mine mă privește, nu-i treaba ta, nu-i treaba lui Popa, nu-i treaba bisericii, nu-i treaba Dumnezeu, nu te privește pe tine. Și așa și în familie, și față de mamă, și de tată, și de soț, și de soție, și de tot, de cine vrei, și de vecini. Când ești om cu credință, ți-i rușine și de vecinul de lângă tine, nu-l superi. Deci acest dregător, deși avea o misiune sacră, cunoștea legea, ați văzut ce frumos spune. Se adresează Mântuitorului cu un cuvânt foarte frumos. Bunule învățător. Dacă îl traduci textual, lingvistic și gramatical, cuvântul bunule învățător înseamnă că era un povățuitor ales care își căuta cuvintele potrivite pentru sufletele potrivite. Deci știa să te învețe corect. Și atunci Mântuitorul i-a spus, de ce mă numești bun? Este o întrebare noastră a tuturor. De ce îl numim noi bun pe Dumnezeu când știm prea bine câte din poruncile călcăm și ne batem joc de ele? Când curvești, nu-i bun Dumnezeu, e rău că ar trebui să te trăsnească în clipa aceea, să vezi că ai greșit. Când nu postești, când nu te închini, când nu te rogi, când minți, când înșeli, când furi, când dai în cap, când faci de toate. Dumnezeu ar trebui să stea atunci cu ciomagul, într-un an de zile n-ar mai fi oameni pe pământ. Ori din primele încercări s-ar pocăi toți și ar fi o disciplină de fier impusă peste voia liberului arbitru. Ai avea niște executanți, aghiotanți, n-ai mai avea niște temători de Dumnezeu, ci ai avea niște speriați de Dumnezeu. Băi, voi nu fă aia că te trăsnește. Și el ar sta cu gândul că ar fura, dar să teme să nu-l trăsnească. Și tot ar fura noaptea când nu se vede. De ce? Pentru că plouă ziua și noaptea trăsne, tu se vede mai greu și nu știu să nimerească în mintea lui. Dar Dumnezeu vede totuși, de aceea spune, nimeni nu este bun, ați văzut ce frumos îi răspunde pe pământ dregătorului, afară de Dumnezeu. Nimeni nu este bun afară de Dumnezeu. De ce nu este nimeni bun afară de Dumnezeu? Pentru că Evanghelia de astăzi cere un lucru pe măsura cererii, oferă un lucru pe măsura cererii. Eu vreau viața de veci. Păi tu cu casă, cu avere, cu bani, cu câmpii, cu holde, cu ogoare, vrei viața de veci de la mine? Cum să-ți dau eu lucrul acesta când toate acestea trebuie să le lepezi de la tine și să-mi urmezi mie? Ce găsim după Paști în prima duminică? O evanghelie scrisă de evanghelistul Ioan. Și a spus Mântuitorul, cel ce vine la mine și lasă mamă, tată, frate, soră, holdă, soț, copii, țarini, toate pentru mine, vrednic este de mine. La un moment dat lui Petru i s-a părut ceva mai înaltă cugetare apostolică. El era un om dintr-o bucată, pragmatic, vrea răspunsul pe loc și rezultatul pe loc. Nu trăia din iluzii. Ce înseamnă iluzia? Un băiat face cu ochii unei fete și aia 6 luni se roagă să le ia de bărbat și ăla nici nu știe cum o cheamă, de-aia trăiește cu ideea că o iubește. Asta e iluzia. Așa e iluzia și cu Dumnezeu. Ai spus totodată un Tatăl nostru și ai impresia că de acum Dumnezeu trebuie să-ți facă moftă. Te rogi până te plictisești și el de-abia începe să te audă. Te rogi până obosești și de-abia începe să te asculte. Spune-mi Pateric. S-a rugat 1-7 ani și la un moment dat și-a ieșit din fire și a zis, Doamne, de 7 ani de zile, mă rog, chiar nu mă auzi? Și s-aude glasul Dumnezeu.
Ba chiar te-am auzit după 7 ani de osteneală, dar de-abia te-ai curățit. Mai roagă-te 7 ca să înțeleg ce vrei. Deci ați înțeles? Nu e ironie, ci e pusă la răbdare virtutea încercării. Ortodoxia se deosebește de celelalte religii ale lumii prin 2 lucruri. Ortodoxia nu oferă grade sau pedestale, deci nu poți să spui în ortodoxie, eu sunt ăla sau sunt ăla. Nu ești nimeni. Apostolul Petru, nimica pot, nimica fac, nimica sunt. Iar al doilea lucru ce nu poate oferi ortodoxia, nu poate oferi poziție statică într-o stare spirituală. Deci nu poți să spui că ăsta a dat un examen și a luat 10 și de mâine el e cunoscător cu Duhul sau făcător de minuni sau izgonitor de dragi sau vindecător de boală. Nici vorbă. Nici vorbă. Ei, la celelalte religii ale lumii apar gradele de inițiere. Gradul 1, gradul 2, gradul 3, gradul 4, adică cu cât intră dracu mai mult în tine, la asta se referă. Până ajungi la gradul maxim, demonizarea totală. Ei, de ce îți spun demonizare? Cine e cel mai mare păcat care îl stăpânești pe om? Mândria. A cui fică e mândria? Diavolului. De unde a dobândit-o? A vrut să fie mai sus ca Dumnezeu. Și ne-o dă nouă care ne inițiem. În rechi, în radiestezie, în yoga, în mama holere, toate cele 800 de secte raționaliste și cunoscute pe tot globul, că-s vreo 3000 de toate. Ei, ce rămâne însă important? Că ortodoxia, pe lângă faptul că nu-ți conferă o stare de pedestal, poziția X, mai trimite Dumnezeu și încercările. Ce înseamnă încercările? Spune Sfânta Scriptură. S-a adresat Hristos apostolilor și le-a zis, vedeți că Satana cere sufletele voastre ca să le cearnă. Și Satana caută ca un leu pe cine să înghită, și este atât de viclean și de stricat și de pervers, încât înșeală și pe cei aleși. Adică chiar tu când crezi că ești bun, fără să-ți dai seama, te aruncă într-o greșeală. Și nu vi s-a întâmplat să aveți ocazia în viața voastră, un bărbat care n-a băut niciodată, deodată îți devine un bețiv notoriu și nu-ți dai seama, toată lumea smir. Bă, dar ce om bun era. Un bărbat familist de nota 10, deodată e curvarul notoriu, că a descoperit și el firme pornografice și sexologia asta modernă. Și zice, dar ce s-a fi întâmplat cu el, părinte? Nimic, tatălui diavolului a cuprins inima. Nu-i nicio întâmplare, totul e firesc în lucruri. Unul deodată devine un tâlhar, unul devine deodată un criminal, unul devine un sinucigaș. Părinte, ce-o fi fost cu el, că doar n-a fost așa? Sigur că n-a fost așa. A fost cernerea. A fost cernerea. De aceea rugăciunea Tatăl nostru să încheie cu această cerință și nu ne duce pe noi în ispită. Și cineva chiar a comentat, un mare inițiat din ăsta în rechi, și a spus, zice, nu-i corectă rugăciunea Tatăl nostru. Păi cum dacă Dumnezeu e bun să înscrie mie la rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispite? Dar unde vrei să te ducă? Dumnezeu nu te duce nicăieri. Te lasă în poziția în care ești, că așa este finalul rugăciunii Tatăl nostru. Cel ce ia aminte, să ia aminte să nu cadă, iar cel ce a căzut să ia aminte să se ridice, iar cel ce stă să ia aminte să nu cadă. Deci asta e răspunsul la Tatăl nostru și nu te duce pe noi în ispită, adică să nu cazi. Mergi pe drum și deodată te împedici sau calci rău cu tocul și ai chicat jos. Ai vrut, tu ți-ai propus treaba aia, nu ți-ai propus-o, s-a întâmplat. Așa ești în ispită. Ea nu știe când vine, tu treci pe pietoni, da? Și vine un nebun cu mașina și te face pifteni. Tu te sui. În mașină să mergi la servici și altul suie pe tine și te duce la morgă. Tu ți-ai scos bilet pentru morgă? Nu, e ispită. Dar aceste încercări vin pe măsura slăbiciunii omenești. Dacă omul este spovedit, dacă omul este împărtășit, dacă omul este cât de cât credincios, auzi ce spune asta? Toate le-am păzit din tinerețe. Nu fur, respect pe părinți, nu fac rău, dau săracilor și le împart. Și spune acolo mai departe, zice, nu mărturisesc strâmb și cinstesc pe tatăl meu și pe mama mea. Deci iată, deci avem de-a face cu un om moral. Dar în momentul în care noi raportăm morala la viața de veci, ne înșelăm. Nu morala ne duce în viața de veci. Morala este linia ce faci cu o pâine,
ca să crească. Îi pui drojdie, nu? Dar ca să îi pui drojdie, trebuie să respecti niște principii. Apa caldă, făina bună, drojdia proaspătă, căldură în camera unde frămânți, nu? Și procedeu respectat întocmai, plămădit cu frământat. De ce lucrul ăsta? Ca făina să poată crește. Și spune la un moment dat că nu crește. Procedura s-a respectat, nu? S-a pus tot după regulă. Așa este și în legea ortodoxă. Și chiar dacă n-ai furat, asta nu înseamnă că trebuie să fii zgârcit. Și chiar dacă n-ai dat în cap, asta nu înseamnă că de acum trebuie să stai lejer că le-ai făcut pe toate bune. Deci chiar dacă nu dai în cap, sfătuiește pe cel ce dă în cap să nu dea în cap. Sau dacă ești tu bun, sfătuiește-l pe cel rău să fie bun. Că așa spune, să-ți pui sufletul pentru aproape. Și iarăși mai departe, să cinstești pe mama și pe tata. Da, sunt de acord. Sigur că îi cinstești. E firesc că te-au crescut. Dar învață-i și pe nepoții tăi să-și cinstească pe măsa și pe tatăl și pe vecinul tău și pe fratele tău. De ce? Frate pe frate sfătuindu-se vor fi o cetate bine întărită. Pentru că tu poți să cinstești pe tata și pe mama, dar să dai în cap semenilor sau să nu-i suporți să-i bârfești pe cei din jur și atunci nu ești ortodox. Că aproapele meu este oricine. Aproapele n-are un nume. Așa întreba Mântuitorul pe un alt dregător. Ce este scris în lege? Cum citești? Păi să iubești pe aproapele ca pe tine, dar cine e aproapele meu? Și i-a dat o pildă dintre păgâni. Cum a trecut cei iudei au trecut, cei ce țineau legea mozaică, s-au dus la templu că se grăbeau și l-a lăsat pe ăla pe drum. Și a venit un păgân care n-avea nicio treabă, dar era cu teamă de Dumnezeu și de zeul lui la care se ruga, că era amestecată credința, l-a pus pe măgar și l-a dus la casa de oaspeți. Și eu, dacă ies în drum și cineva să neacă, e firesc să-i întinzi mâna să-l scoți din apă. Nu vrei să-l duci la spital, dar ești obligat să suni la 112. Deci, de ce vă spun lucrurile astea? Nu e de ajuns legea morală. Deci legea morală nu te urcă nicăieri. Ăsta a spus, eu vreau viața de veci. Și atunci a spus cel mai greu lucru. Vin de tot. Ei, vă închipuiți ce ar fi mâine la agenția imobiliară, 500 de oameni, îți spune părinte, domnule, vrem să vindem apartamentele. N-are nicio treabă. Scurt. Nici, nu e paralel măcar. Când spune, vin de toate câte le ai, nu toate câte sunt ale tale. Ce ai tu, omule, care ai primit, spune Scriptura, ca și cum n-ar fi al tău și nu le-ai fi primit. Ce ai tu ca om? Sănătate. Ai înțeles vreodată să mulțumești lui Dumnezeu ce înseamnă sănătatea? Nu. Ai înțeles vreodată să-i mulțumești Dumnezeu ce înseamnă inteligența? Nu. Te-ai uitat vreodată la un oligofren sau la un surdomut sau la un sindromul Down sau la o parapareză sau la alte boli din astea în care omul stă grămadă pe pat și scoți de sub el și tu te vezi drept făcând sport, alergând, mâncând, bând, veselindu-te. Ai mulțit vreodată din ele? Ai dat cuiva? Te-ai jertfit pentru cineva? Nu te-ai jertfit. Spune așa, vin de toate și le împarte săracilor. Cine-s cei săraci? Și aici trebuie să facem distinție astăzi între bogați și între săraci. Bogat, cel mai bogat om este ultimul boschetar care doarme într-un șanț, dar știe cum îl cheamă, cine e, ce vârstă are, mănâncă, doarme, nu-l doare nimic, nu-i lipsește nimic din integritatea fizică și intelectuală. Acela este cel mai bogat om. Și știți cine e cel mai bolnav om? Omul împovărat de averi, omul împovărat de averi, peste măsura normalului, că nu la... Să știți un lucru și aici vă fac o distinție care totdeauna m-am simțit dator să o fac și am luat-o ca pe o... Eu am luat-o ca pe o rușinea mea personală în raport cu ceea ce se întâmplă în societate sub următoarea formă. În orice biserică sau în orice învățătură de religie ortodoxă sau orice povățuitor spune, păi, smerenia, sărăcia, dragă, du-te tu și trăiește în sărăcie și învață-i pe alții de sărăcie. Du-te tu și trăiește în înfrânare și în smerenie și învață-i pe alții despre asta din faptele tale, nu din texte.
Pe Dumnezeu nu-L interesează că ai bani de mormântare, nu-L interesează că ai mașină, nu-L interesează că ai casă, nu-L interesează că ai gard de beton sau de fier forjat, nu-L interesează că ai tu Audi sau ai Dacia sau ai căruță sau ai bou sau ai avion. Pe Dumnezeu îl interesează cât de prost ești și că uiți că datorită bunătății Lui le stăpânește aceste lucruri. Iov a făcut această diferență și să o țineți minte întotdeauna, că am spus-o de 1000 de ori. În fiecare dimineață când s-a sculat, a tăiat un bou, l-a pus pe altarul de jertfă, l-a pus pe altarul de jertfă și a spus așa: Doamne, poate copiii mei sau familia mea au greșit cu gândul înaintea Ta, nu cu fapta, cu gândul. Să nu fi greșit măcar cu gândul. Citiți Scriptura. Și Sara făcea la fel. Ei, asta trebuie să facă fiecare creștin în fiecare zi. Să prindă candela la icoana Maicii Domnului sau a Mântuitorului sau Maica Domnului cu pruncul în brațe sau, mă rog, ce plăcere personală are privind litografia și iconografia.